Una dintre cântările mele favorite se numește În zbucium și zgură. Este o cântare care exemplifică atât de bine felul în care versurile trebuie să se potrivească cu melodia. Versurile mele favorite din această cântare sunt: Dar iată, un înger Mariei se arată, spunând că va fi însărcinată cu pruncul promis. Un singur cuvânt din aceste versuri schimbă totul. Înainte de acest dar, avem cuvinte precum zbucium, zgură, moarte, demoni, grea așteptare. Iar după acest dar, totul se schimbă. Apare îngerul. Îngerul îi spune Mariei vestea cea bună. Și vestea cea bună este că avem un prunc promis. Acest prunc a venit în lume și el este Iisus Hristos. El a fost trimis de către Dumnezeu să lumineze viețile noastre. Acest prunc promis a venit să separe cele două lumi. Lumea dinainte de dar și lumea de după dar. O lume în care putem găsi mântuirea, o lume în care Dumnezeu este aproape de noi, o lume în care îl avem pe Iisus Hristos, lumina noastră, și El să lumineze inimile noastre.